Mulțumim mult, Corale Bornei Popovici, la Catedrale noastră o comunitate. Nu doar pentru acest concert, special pentru acest concert, dar și pentru permanenta întreținere a vieții liturgice în toate duminicile și sărbătorile noastre, cântând la Sfânta Liturghie. De data aceasta, concertul chiar în ajunul Crăciunului, pentru că după vecernie noi am intrat în ziua liturgică următoare. Concertul acesta este pentru noi urarea venită de Sfintele Sărbători. Au fost interpretate melodii cunoscute. Colinzi cunoscute. Dar ele sunt totdeauna noi, pentru noi, de fiecare dată, pentru că ele aduc un mesaj care nu este de la autorul melodiei sau chiar a versurilor, ci este un mesaj dumnezeiesc. Tocmai prin sensibilitatea, prin modulația aceasta extraordinară, ne atrage sufletele noastre să vibrăm și noi. Întâi de toate să facem un efort de a coborâ în timp, în perioada cruciei noastre. Și fiecare dintre noi are păstrat ceva în inima lui, nu doar în minte, ci în inimă o sensibilitate trăită în perioada tinereței, când imnele acestea le-am auzit pentru prima dată sau am fost și noi părtași interpretărilor. Dacă ele au fost prezentate acum în mod deosebit de frumos, ele au fost după niște compoziții, niște autori, niște compozitori vestiți ai noștri, profesori de teologie, Gheorghe Șoima, Gheorghe Tima, Nicolae Lungu și alții. Ele sunt atât de accesibile nouă, deși sunt prezentate academic. Nu și-au pierdut din frumusețea simplității lor. Ne mulțumim foarte mult și vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost astăzi prezenți la această bucurie pe care vă rugăm să o luați cu dumneavoastră. Mâine este ziua de ajun. Apoi vine ziua de Crăciun cu toate sărbătorile care urmează. Va veni și anul nou. Vor veni și sărbătorile Bobotezei și am intrat într-un alt an și nici nu știm cum, dacă vom fi vredni să ajungem, curând vom ajunge și la sfârșitul celuilalt an. Noi totdeauna spunem că trece anul, dar de fapt noi trecem prin timp, nu timpul trece. Da, Dumnezeu, ca trecerea noastră prin timp să fie rodnică, ca trecând prin sărbători și prin atâtea necazuri, să rămână totuși bucuria și speranța în viața de dincolo, care de bună seamă va fi altfel decât viața de astăzi. Vă dorim tuturor un Crăciun binecuvântat, sărbători fericite și încercați ca să puneți în sufletul frăților voastre o lacrimă de bucurie. Deschideți inimile ca noaptea de Crăciun
să se nască pruncul Mântuitor în sufletul nostru, în interiorul nostru, în viața noastră. Și atunci, de bună seamă, că se va naște și în lumea noastră. Vrem un an mai bun. Toți ne dorim. Dar chemarea este aceasta. Veniți să fim noi un pic mai bun. Și dacă toți împreună vom adăuga un pic de bine, se va acumula binele acesta și Dumnezeu ne va da un an mai bun. La mulți ani!